Rămașcanii care fac parte din anumite categorii sociale vor putea beneficia de subvenție la transportul în comun local. Pentru realizarea acestui lucru se vor aloca anual bani din bugetul local. Persoanele care întrunesc condițiile pentru a beneficia de subvenția pentru transport public local trebuie să solicite acest lucru. Veteranii de război sau văduvele de război, foștii deținuți politici, pensionarii cu venituri mai mici de 700 de lei pe lună sau elevii pot beneficia de abonamente subvenționate. Consiliul Local a aprobat alocarea unei sume anuale pentru subvenționarea transportului în comun pe raza municipiului Roman. Suma reprezintă o estimare deoarece nimeni nu știe câți romașcani din categoriile vizate folosesc transportul public local. Din acești bani vor fi subvenționate abonamentele lunare doar romașcanilor care solicită acest lucru. După cum bine știți, noi nu avem o experiență a transportului public local la Roman. Nu știm ce înseamnă, nici din punct de vedere al numărului de persoane care vor primi aceste subvenție. Noi ne-am stabilit un buget maximal pe care să mergem. Sigur, dacă vor fi economii și pentru noi e de bun augur și vă dați seama că vom folosi acei bani la alte investiții. Doritorii se vor adresa Direcției de Asistență Socială din cadrul primăriei, având asupra lor documentele aferente fiecărei categorii de beneficiari. Ei vor completa o cerere, după care vor primi un abonament valabil pentru luna următoare depunerii solicitării.